Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru miercuri, 3 martie. Și acum hai să vedem ce energie o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! 3 arcane majore. Ce se întâmplă în această zi de 3 martie, de au ieșit 3 cărți atât de importante? Hai să vedem. Pe partea de dragoste avem aici judecata, arcana majoră care vă mai dă o șansă. Vă mai dă încă o șansă, ultima șansă în această relație ca să reparați lucrurile. Dacă nu luați această șansă, dacă nu profitați de această șansă să integrați odată și pentru totdeauna lecțiile din greșelile din trecut, atunci relația voastră nu va evolua într-o zonă pozitivă. Dacă, în schimb, ați reușit să vă maturizați suficient de mult, să recunoașteți că adevărul e undeva la mijloc, că ambii parteneri au și plusuri și minusuri, că sunteți doar oameni și că sunteți supus greșelilor, dar cu toate acestea, relația voastră este mai importantă decât ego-ul personal, decât nevoia de a avea dreptate și sunteți dispuși să depuneți efortul necesar pentru a face această relație să funcționeze, acum Universul vă mai dă o șansă. Aceasta este judecata tarotului, nu este judecata universală care vine la finalul timpului. Este un moment crucial de cotitură în care ambii parteneri văd realitatea exact așa cum este ea și sunteți puși în fața faptului împlinit și trebuie să luați o decizie. Ce vreți să faceți de aici mai departe? Continuați împreună? Construiți împreună o viață? Sunteți dispuși să faceți toate sacrificiile necesare pentru ca această relație, această uniune, acest parteneriat să aibă succes? Foarte bine, Universul vă pune la dispoziție toate uneltele necesare ca să o luați de la capăt, ca să plecați de aici mai puternici, mai echilibrați, mai maturi și mai înțelepți. Nu sunteți dispuși să faceți aceste sacrificii, nu sunteți dispuși să depuneți acest efort din fie ce motiv, atunci relația voastră nu se va îndrepta într-o zonă pozitivă. Și următoarea carte din suita de tarot, lumea, finalul unui ciclu, o să aducă și finalul relației voastre. Dar totul aici depinde de alegerile voastre. Aveți liberul arbitru. Mare atenție la ce alegeți, la ce vă doriți. Judecata în sine este o carte de renaștere, care vă dă ocazia să renașteți în relația voastră. Dar e decizia voastră în ce direcție se întâmplă această renaștere. Împreună cu partenerul actual sau de unul singur. Pentru o parte dintre voi, e posibil ca judecata să aducă vestea unui copil. Dacă asta vă doriți, foarte bine, felicitări! Pentru cei singuri, judecata aduce acel moment de cotitură în care trebuie să vă uitați foarte atent la voi înșivă, dar aici nu o să vă uitați la partenerul sau partenera voastră, ci o să vă uitați în oglindă, la acele lucruri pe care voi le puteți îmbunătăți, pe care voi trebuie să le schimbați, la persoana voastră, la mentalul vostru, la atitudinea voastră, la felul vostru de a fi, de a vorbi, de a acționa, de a gândi, la prioritățile voastre, astfel încât să faceți loc în viața voastră pentru un viitor partener sau parteneră. Pentru cei care o să începeți astăzi o relație, sub energia acestei cărți, e important să știți că aceasta este o relație karmică. Există o legătură foarte puternică între cei doi parteneri și ați început această relație pentru că trebuie să creșteți, trebuie să evoluați, trebuie să vă maturizați. Dacă și partenerul sau partenera voastră e conștientă de aceste lucruri sau nu, asta nu pot să vă zic, o să trească să vă dați seama voi singuri ce karmă trebuie să ardeți prin relația asta. O karmă pozitivă în care ambii evoluează, o karmă negativă în care trebuie doar să învățați o lecție, nu știu. O să vă dați seama singuri pe parcurs. Pe partea de sănătate avem aici îndrăgostiții, cartea care în tarot reprezintă și zodia gemenilor. Prin urmare, gemeni,
toți cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală, o aglomerare de 4 sau mai multe planete în gemeni, aveți foarte mare grijă astăzi, fiți precauți, nu vă expuneți la niciun fel de risc de sănătate. Gemenii sunt și zodia care guvernează tot sistemul respirator, plămânii, prin urmare, mare grijă aici cu virusul care umblă prin aer, protejați-vă, aveți grijă de voi și e foarte important să știți că alegerile pe care le faceți astăzi vă influențează starea de sănătate. Orice s-ar întâmpla astăzi pe sănătatea voastră este consecința unor alegeri pe care le faceți azi sau pe care le-ați făcut în trecut. Pentru că această carte este și cartea de alegeri. Aveți două opțiuni în față pe care o alegeți și va trebui să vă asumați responsabilitatea pentru deciziile făcute. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem luna. Această arcană majoră a mai ieșit pe această poziție în etalarea pentru vineri 19 februarie. Prin urmare, gândiți-vă iarăși la anumite discuții, evenimente, proiecte, lucruri, oameni, colaboratori care au fost importanți sau care ați avut de-a face în această zi de 19 februarie, fiindcă astăzi s-ar putea ca aceste teme, aceste topicuri, aceste discuții să revină în atenția voastră. Luna este și cartea care în tarot reprezintă zodia peștilor, prin urmare s-ar putea să fie o zi foarte bună pentru pești sau pentru cei care lucrează împreună cu un nativ din zodia pești. Fie că vorbim de zodia, ascendent, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în această zodie. Pentru toată lumea, cu energia de lună pe această etalare, este important să rețineți că lucrurile s-ar putea să nu fie exact așa cum le percepeți voi. S-ar putea ca anumite lucruri să vă fie ascunse acum. Și nu e neapărat cu rea intenție. S-ar putea pur și simplu anumite informații să fie omise, să fie uitate, să fie trecute cu vederea. Și de aceea e important ca voi să fiți mai atenți, să fiți mai minuțioși, să fiți mai atenți la detalii astăzi, pentru că toți cei din jurul vostru riscă sub această energie de lună să aibă gândurile un pic prea împrăștiate și să uite anumite elemente cheie pe care voi ar trebui să le știți, mai ales înainte să semnați un contract, să luați o decizie, să dați niște bani sau să primiți niște bani. Luna este și corpul ceresc, care guvernează toate lichidele, atât din corpul uman, cât și de pe această planetă. Și la fel ca marea, ca fluxul și refluxul, luna aduce lucruri în viața noastră, dar și ia lucruri din viața noastră. Și cu această carte e important să rețineți că lucrurile se întâmplă așa pe o sinusoidă, uneori sunteți în vârf, uneori sunteți la baza graficului. Indiferent de situația în care vă aflați, rețineți că lucrurile se pot schimba și se vor schimba. Nu o să fiți tot timpul pe val, la fel cum nu o să fiți tot timpul sub val. Și este datoria voastră să vă asigurați, atunci când sunteți sus pe val și câștigați mai mulți bani decât aveți nevoie, că vă puneți deoparte suficient, astfel încât să fiți acoperiți și atunci când valul vine și vă înghite. Să nu muriți acolo sub valuri, ci să aveți niște bani puși deoparte. Sub această energie este foarte benefic să începeți să puneți bani deoparte, să vă deschideți un cont de economii, să planificați pentru viitor, pentru zile mai negre, pentru pensie, pentru orice ar putea să vă rezerve viitorul. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să vă uitați și la etalarea pentru ziua în care v-ați ales baba, pentru că în tradiția românească, între 1 și 9 martie, se spune că baba Dochia își dă jos cele 9 cojoace ca să facă loc venirii primăverii și pentru a comemora acest simbol al primăverii, fiecare român își alege baba și în funcție de cum îi merge în ziua respectivă, se spune că așa o să vă meargă tot anul.
Playlistul cu aceste videouri îl găsiți aici în colțul din dreapta sus și dacă nu găsiți încă acolo în playlist etalarea pentru baba voastră, așteptați până în ziua respectivă, pentru că etalările le pun în ziua respectivă la prânz. În urmare, stați cu ochii pe canal și dacă vreți să fiți notificați când o să fie puse aceste videouri, puteți să vă abonați, e gratis, nu vă costă nimic și dacă apăsați și pe clopoțelul de lângă butonul de abonare, o să primiți notificare când o să fie puse aceste materiale noi pe canal. Bun, hai să vedem mesajul pentru această zi, pentru toată lumea. Contribui la crearea unei lumi în care este sănătos să ne iubim unii pe alții. De fiecare dată când meditez sau fac o vizualizare pentru vindecare, mă conectez cu oameni de pe întreaga planetă care fac același lucru. Un mesaj foarte frumos de conexiune, de unitate, care înglobează în el acest simbol al subconștientului colectiv. Această idee, acest gând că toți oamenii suntem conectați printr-o rețea invizibilă de gânduri, de rugăciuni, de meditații, de vizualizări, de practici spirituale. Și atunci când o persoană se roagă sau meditează sau vizualizează ceva pentru binele planetei, se conectează de fapt cu toți oamenii care fac aceleași lucruri, care au trăiri spirituale intense. Mesaj foarte frumos pentru această zi. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!